Salutare tuturor! Este sâmbătă dimineața și am venit la căsuța din câmp. Ce se întâmplă? Este 7, încă este puțin întunecat afară, dar vreau să ne apucăm de treabă foarte repede. Aștept proprietarul și cu încă un băiat. Avem maldorul ăsta de balastru aici, ciment suficient și am pregătit terenul aici pentru a turna această placă care va acoperi și fosa septică sau haznaua, cum se mai spune. În același timp am calculat și am pus și capacul și vom continua cu această turnare. Ce am folosit sunt niște țevi pe care voi trage și aceste țevi stau pe niște bucăți de polistiren mai zdravon, adică cu o densitate mai mare, ca să mă fac înțeles mai bine. În rest, destul de simplu, plasă de Buzău, două rânduri de 8. Până aici și acolo urmează un singur rând. Este mai mult decât suficient. Aici s-a pus două și inclusiv două și jumătate, pentru că aceste două se petrec între ele. Suprafața de turnat este undeva la 24 de metri pătrați. 25 de metri pătrați, am estimat undeva la 4 metri cub, pentru că este și destul de groasă, undeva la 15 cm. Pietrele astea le vom folosi ca să le punem sub plasă, ca să țină plasa. A venit și cățelul aici, zelnic apare și stă toată ziua până seara când plecăm, apoi dispare și apare din nou. Acum mă bag să trag apa, să scoatem betoniera și să le punem pe treabă. Deci este luni, sâmbătă n-am mai filmat deoarece m-am enervat puțin cu acest balastru, a avut foarte multe impurități, adică bucățele de lemne și tot felul de alte chestii care se ridicau deasupra când trăgeam cimentul, trebuia să mă întorc înapoi după ce trăgeam și să le scot și să îndrept și tot așa. Până la urmă am intrat 24 de saci, mai sunt 16 acolo și destul de mult balastru. Aici în totalitate au intrat 4 metri cub de beton, 2 metri cub de balastru care i-am pus eu ca suport de desubt. I-am și bătut înainte cu o talpă din aceea care a costat doar 100 de lei. Am luat-o pentru o oră, s-a bătut foarte rapid. Aici este haznaua și totul este perfect. Vedeți că minul a ieșit la nivel. Este, cred că așa se face, cel puțin proprietarul aici vrea să parcheze. N-a ieșit perfect cum îmi doream, are o pantă de 1%, acolo nu se duce apa deoarece sunt lemnele, care știți, betonul se mai lasă puțin și rămân lemnele și apa nu se duce, dar în general vedeți, s-a uscat aici. El și-ar fi dorit aici să fie hârtie, ca în palmă, ca oglinda de exemplu, și acest lucru nu este posibil, cel puțin din punctul meu de vedere, nu se poate face și repede și suprafața asta și s-o tragi și perfect oglindă. I-am sugerat că dacă vrea să facă oglindă, ceea ce nu e recomandabil, mai ales dacă vrei să parchezi mașina, să apeleze la o șapă autonivelantă de exterior și rezolva problema. E dimineața când am venit astăzi, bineînțeles azi, am lăsat puțin pentru că era norat, am udat și probabil o să aud din nou de seară. Și m-am apucat să curăț magazia. Aici erau foarte multe chestii de construcție. Vedeți, mai sunt OSB-uri puse pe perete aici, dar acolo vor rămâne. Ce trebuie să fac este că aici avem scurgerea. O să trească să bag nisip. Am început deja. Pun niște polistiren din acela extrudat, bucăți din loc în loc, ca să-mi țină țeava perfect. Și bag nisip și încerc să-l bag și de desubt.
după ce umplu cu nisip undeva aproape de de înălțimea țevii, voi veni cu pământ, pentru că nu văd rostul să umplu cu nisip peste tot. Va trebui să-l bat oarecum. După aceea, urând balastul peste tot, cum am făcut și la Hazna, dau nivelul și va trebui să trag ciment ce aici. Altă distracție, vedeți, este, pământul este foarte crăpat, este secetă, așa este și prin curte. N-avem ce face. Așa că mă bag la treabă și vedem până diseară unde ajung. Este ceva de muncă și balastul este tot mai în partea cealaltă a casei. Dar nimic extraordinar. Așa că mai vedem. N-a durat foarte mult și cam așa este țeava, aproape în totalitate îngropată. Și acum rămâne să încarc cu pământ. Aici este puțin mai mult deoarece normal că are cădere și acolo destul de puțin. Dar haideți că continui să văd unde ajung până diseară. Da, mai trecut puțin timp și cam așa stă situația, am acoperit absolut tot cu pământ și acum ce vreau să fac e să pun laserul, să trag un nivel. E bine că aici este destul de întunecat, n-am dat cât aceste două geamuri și dacă închid ușa aia, cu siguranță va fi și mai întunecat. Și după aceea o să umplu totul cu balastul, să aduc la nivel, pentru că acolo este mai jos și aici este puțin mai sus, deci probabil voi pleca cu foarte puțin balastul acolo, câțiva centimetri, și mă voi duce cu undeva la 5, 6, 7 cât îmi cere aici. Da, să văd oarecum reușesc să bat puțin și pământul ăsta sau probabil o să-l bat împreună cu piatra, nu știu nici eu. Văd când voi ajunge acolo. Da, am pus laserul și mi-am tras și niște semne. De exemplu, aici, dacă ne uităm bine, până la semn am undeva la, da, voi nu vedeți semnul așa de bine ca mine, 11 cm, 11-12 cm și mergem încoace. Laserul bate destul de ok pentru, este mai slăbuț, v-am zis, dar este mai bun decât deloc. Vedeți aici, deja am o distanță de, scuzați că am greu cu telefonul și cu asta, undeva la 19 cm, nu știu de bine se vede, 18 cm bate. Deci acolo va trebui să bag undeva la, bag 2 cm maxim de balastru și încoace va trebui să bag aproape 10 cm ca să duc cât de cât la nivel. Așa că am ceva de muncă, n-are rost să mai lungesc, mă bag la treabă. Am mai trecut ceva vreme de când am mâncat și eu și mai departe am terminat cu balastru peste tot. Cam așa stă situația, este o distanță destul de mare care a trebuit să o încarc și aici am lăsat distanță mai mare ca să vin să umplu cu ciment partea asta de jos, partea asta de jos de aici să fie umplută cu ciment, să nu mi-apară balastru între acest cămin și ce voi turna eu. De obicei așa fac și pe margine, vedeți pe acolo, nu am pus absolut nimic. De obicei așa încerc și pe margine să las, de exemplu aici am avut acele bări infiletate. Chiar dacă ar trebui să vin cu balastul până aici, înseamnă să le acopăr. Eu prefer să rămân să încarc cu ciment și să mă prind cu betonul de ele. La fel este și acolo, așa am făcut peste tot. În același timp am reușit să pun și ceva în plasă. Am început cu bucata asta de aici și după aceea aici am băgat o plasă, numai că nu este o plasă întreagă pentru că am spațiu foarte mic aici, am 1,90 m și mai este și saciacul acolo care deranjează, deci pur și simplu n-aș fi putut să o bagă așa cât este ea, chiar dacă are numai 2 metri, pe 5, nici două persoane n-ar fi reușit fără să stricăm saciacul sau să facem alte prostii. Așa că am împărțit-o în 3, 1,65 am făcut bucățele, 3 bucăți, s-au încadrat foarte bine aici, vedeți exact 2 metri și după aceea le-am prins cu sârmă, nu se vede, dar credeți-mă, sunt prise cu sârmă. Rămâne acum să bag pietrele de sub ca să le ridic, dar asta voi face pe parcurs ce pun betonul, deoarece nu vreau ca să mă chinui cu
să trec pe aici cu roaba, să cad în fiecare găurică, mai ales că roaba care a cumpărat-o proprietarul, pentru că a mea s-a făcut varza, este cu cauciuc cu care se umflă și sunt puțin mai problematice, adică se pot defecta mai rapid. În general, cam așa stă situația. Ce vreau să fac acum, pentru că mai am puțin timp până să termin, este să fac și aici căminul ăsta, să fac un cofrag, eu știu, mă uit după niște OSB care este acolo, să pun o bucată aici, una aici și una acolo, să-l leg și dacă vine și plasa, pentru că nu mai am exact 1,70 m, mai îmi lipsește ca să bag o bucățică aici, locul ăsta ar fi gata de turnat. Și încă o lucrare finalizată. Dar haideți să mă apuc și de cofrag și vedem. Gata și cu acest cofrag. Este foarte simplu de făcut. Vedeți, el stă suspendat în aer. Și cum am făcut, am băgat niște șuruburi din partea aia de acolo. Și uitați cum este aici. Și el stă pe acele șuruburi. Acum poți, am băgat 1, 2, 3 doar, pentru că aici am ceva asta care ține. Acum am băgat două distanțiere să nu mi-l împingă cimentul și pot să desfui cu picioare de pe el. Asta este gata, mai trebuie să văd ce fac cu fierul ăsta de împământare. Probabil m-am gândit să-l duc acolo lipit de perete, să mai cumpăr o bucată de placband, să-l găuresc și să duc placbandul la ieșire acolo. Dar nu știu, sigur, va trebui să vorbesc cu proprietarul. Și dacă tot am mai avut puțin timp liber, am decis să decofrez și acea placă pe care am turnat-o și haideți să vă arăt ceva imediat. Uitați, dacă merg și mă plimb pe lângă balastul ăsta, o să vedeți că am mai plăcut chestii de genul ăsta. Crenguțe, cu toate că aici în jur nu sunt copaci, lemne. Astea a trebuit să le scot în beton, le-am văzut și le-am scos afară. Uitați-le și voi, sunt peste tot, absolut peste tot, este plin. Și ca să nu credeți că glumesc, deci n-are rost, sunt peste tot. Și astăzi când am decofrat placa aici, vedeți, este o placă foarte, foarte grasă, deci mâna mea plus ceva. V-am zis foarte groasă, am observat ceva ce iarăși nu mi-a plăcut deloc. De exemplu, am udat-o și de ce spălam. Uitați-vă și voi cum apare. Toate negrele astea au ieșit după ce am trecut eu și nu le-am mai văzut. Uitați, lemne înfipt aici. Asta e un lemn înfipt, alte chestii negre și așa mai departe și au apărut peste tot. Uitați, toate negrele alea. Deci nu sunt chiar peste tot, este aici, vedeți, mai este aici, aici, deci este te dezamăgești când încerci cât de cât să faci lucrurile ca lumea și vezi că din cauza materialului acest lucru se întâmplă. Dar v-am zis, dacă proprietarul chiar vrea să nu mai vadă acele imperfecțiuni, va trebui să iau o șapă autonivelantă, o turnăm rapid și asta este. Dacă este vreunul dintre voi care a turnat la exterior și apa autonivelantă, îmi spune și mie cum se comportă în timp. Aceasta era pe care am văzut-o de la Ceresit. Nu era foarte ieftină, dar nici suprafața nu este foarte mare. Am vrea o suprafață mică de 2-3 mm să punem, doar să acoperim, pentru că în general este foarte, foarte bine. Acum ce va trebui să fac e să mă apuc de bucata asta de aici, o să trag câteva măsurători și oricum se lasă soarele, va veni și ora să plec acasă. Dacă aveți vreo întrebare, lăsați-o jos în comentarii. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă doresc o zi plăcută și la revedere!